Consiliul Local Buciu în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu în județul Bacău. În temeiul discuției articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1, articolul 115 alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, despune. Articolul 1 se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință ordinară în data de 26 septembrie 2018, orele 13 la sediul Primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție dotare cămin cultural în satul Buciu, Comuna Buciu, în județul Bacău, inițiator primarul comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dotare cămin cultural în satul Buciu, Comuna Buciu, în județul Bacău, inițiator primarul comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pe anul 2018, inițiator primarul comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii de funcții publice, a statului de funcții și organigramii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul comunii. 5 diverse. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul de la primul punct. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție dotare cămin cultural în sat Buciu, Comuna Buciu, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum am mai prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local pe anul 2018, în acest an am demarat procedura pentru obținerea finanțării din fonduri majoritar nerambursabile și parțial de la bugetul local a investiției dotare cămin cultural în sat Buciu, Comuna Buciu, județul Bacău. Vă aduc la cunoștință faptul că și în anul anterior am încercat obținerea unor fonduri pentru dotarea acestui cămin, însă, după cum știți, nu am reușit. Drept pentru care, evindu-se o nouă posibilitate prin GAL, unde suntem membri fondatori, am reluat procedura de întocmire a proiectului de finanțare. Am ajuns în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv, respectiv a memoriului justificativ, drept pentru care urmarea lucrării prezentată de SC Mateo Acor Serileu am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun astăzi dezbatere și aprobării. Precizez că valoarea totală a investiției ajunge la suma de 441.044 lei, respectiv 89.303 euro, fără TVA, prețuri calculate la data de 13.08.2018, din care cheltuielile eligibile 398.194 lei, 85.471 euro, și cheltuielile eligibile din bugetul local 17.850 lei, 3.832 euro. Asigurarea fondurilor necesare investiției se face din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile și fonduri nerambursabile de FADR pentru cheltuielile eligibile. În cazul acceptării obiectivului în cadrul măsurii M7-6B, investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv la celor de agreme și culturale și a infrastructurii aferente, PNDR 2014-2020, astfel cum rezultă din bugetul indicativ al proiectului cerului de finanțare. Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție dotare cămin cultural în sat Buciu, Comuna Buciu, județul Bacău. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru expunerea punctului, proiectului de la punctul numărul 1 și dăm cuvântul domnului președinte de la Buget Finanțe. Deci proiectul de hotărâre, după cum ați observat, este destul de sufos, mai ales termeni tehnici, o grămadă de lucruri sunt acolo, situația școlară, situația locuitorului, pentru mai sunt, amplasarea, teren, toate. Acesta este trecut în acest proiect, indicatori tehnico-economici. Poate anul acesta să fie noroc, 100.000 de euro sunt bani. Nu 100.000, 70.000. Da, 80 ceva de mii de euro. Sunt destul de mult bani, din care se pot face multe treburi și căminul poate fi dotat tot ce trebuie. Acum mai rămâne că după ce se dea Dumnezeu să reușim să-l putem dota și asta, apoi intervine situația domnilor profesorilor, doamnei directoare, ca să aducem copiii pentru desfășura activități și în comuna noastră. Nu mai putem pe la clase, pe asta. Copiii sunt la grădiniță, cel puțin am văzut foarte mulți copii la clase, mai sunt mai puțin.
analizând comisia de buget finanțe, este de acord. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt înscriere la acest punct. Nefiind înscriere, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Abțineri. Deci dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune proiectul de la punctul numărul 2. Expunere de motivele proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnule consilier, și acest proiect de hotărâre are la bază aceeași motivație prezentată mai sus când au fost propuși spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru investiția dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Țin să precizez că implementarea acestui proiect aduce un aport la dezvoltarea colectivității locale. În locație urmează a se crea cadrul corespunzător desfășurării manifestațiilor culturale și sociale și se vor desfășura în comuna Bucium. Tocmai de aceea este nevoie de acordul Consiliului Local pentru a putea introduce proiectul de învedere a accesării fondurilor. În cazul în care acesta ar obține finanțare, autoritățile locale sunt obligate ca pentru o perioadă de 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți, să se asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției. Pentru că consider că această investiție este importantă pentru comuna Bucium, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Aici e vorba că după ce se termină, căminul și e gata, sunt 5 ani de zile, suntem monitorizați și să avem, să asigurăm banii necesari pentru întreținere și reparații. Dăm cuvântul domnului președinte. Deci probleme noi nu sunt ridicate nici la acest punct din ordinea de zi. Este vorba de același lucru. Și după cum am observat, există acolo un făcut de firma care se va ocupa de așa ceva. Un tabel unde implicat pentru activitățile desfășurate la cămilul cultural sunt școala, în primul rând, și apoi primăria. Deci, s-a gândit și proiectantul la aportul pe care trebuie să aducă școala din Bucium pentru folosirea căminului cultural. Este un punct în ordinea, în indicatorii tehnico-economici obligatoriu care de desfășurarea activităților, ce activități se vor desfășura acolo. Deci, el va fi folosit pentru ceea ce a fost construit, pentru activități culturale. Ziua Unirii, Ziua Copilului, Ziua o grămadă de probleme sunt puse acolo. Avizul comisiei este afirmat. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt înscrieri, prima din acestui subiect, acest punct. Atunci spuneți la vot cine este pentru. Mulțumim, s-a votat în unanimitate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune proiectul de la punctul numărul 3. Raportul din înființarea proiectului de hotărâre până la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bucium pentru trimestrul 3 anul 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local al comunei Bucium pentru trimestrul 3 cu suma totală de 4.655,11 lei. Motivația propunerii de rectificare constituie de o parte adresele numărul 2154 din 11.09.2018 și numărul 2167 din 17.09.2018 transmise de AJFP Bacău, precum și necesitatea utilizării sume de 185.000 lei din excedentul bugetului local în anul bugetar 2018 pentru finanțarea unor cheltuieli din secțiunea de dezvoltare. Astfel, structura secțiunii de funcționare al comunei Bucium se va modifica cu suma de 131.000 lei, sumă primită prin adresele menționate mai sus, de la AJFEP Bacău. Repartizarea acestei sume pe categorii de cheltuieli a fost făcută după cum urmează. 25.000 lei pentru evaluarea unor drumuri locale și diferența ce va rămâne va fi folosită pentru achiziționarea de lemn de foc. 50.000 lei pentru plata cotizației la protecția copilului pentru perioada august-noiembrie 2018. 11.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale conform adresei numărul 2154 din 11.09.2018, transmise de AJFP Bacău. 15.000 lei pentru efectuarea unor reparații curente la Siena de la căminul Răcăuți. 30.000 lei pentru dezăpezire iarna 2018-2019 și combustibil buldo excavator. În ceea ce privește structura secțiunii de dezvoltare, aceasta va suporta o modificare cu suma totală de 4.524,11 lei, după cum urmează. 35.000 lei servicii de dezvoltare publică cheltuieli din capital parțial pentru forarea unui puț în satul Bucium, iar diferența până la 100.000 lei va fi suportată din excedentul bugetului local.
4.489,11 miliarde prezintă finanțarea externă și cea națională pentru obiectivul de investiție, înființarea rețea de alimentare cu apă și state de curare în comuna Bucium, obiectiv finanțat prin AFIR, programul FADR. De asemenea, am propus utilizarea sumei de 185 miliarde din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor structuri din secțiunea de dezvoltare, după cum urmează. Întocmirea STU, avize, servicii de consultanță pentru obiectivul de investiție modernizare prin asfaltare drumul local din sat Bucium, comuna Bucium. Suma de 120 mile. Foraj pentru surse proprie alimentare cu apă în sat Bucium, comuna Bucium. Suma de 65 mile. Acestea sunt motivații propunerii de rectificare a bugetului local făcută prin proiectul de hotărâre. Rog analizare și aprobare în formă pe care tocmai v-am prezentat-o. Aici e vorba că am primit niște bănuți. Mai aveam ceva bani în fondul de rument și am repartizat unde a fost nevoie. Unde suntem obligați acolo la, pentru copii, cotizația la protecția copiilor, pentru din coace la, pentru la foraj. O să facem un foraj aici jos la pod, unde e vestiarul de echipii de fotbal, unde o să fie și rezervorul tampon de 40 de tone. O să facem un foraj la 200 de metri ca la Răcăuți. O vedeați prin forare de câtă cantitate de apă dăm, și să avem, da, un studiu și să vedeți ce cantitate de apă o să fie. Fiindcă s-ar putea în anii următori să fie secetă, rezervorul de la Seră, cu rezervorul de la Cuciuri, de la stația de apă, sunt aproape pe același nivel. Dacă e secetă, scade apa în rezervorul la Cuciuri, nu mai urcă la Seră. Și atunci avem o alternativă, deocamdată o alternativă, mai mică, dar bună. Poate găsim ceva apă. În rest, mai sunt restul pentru un SF-ul, avize și servicii de consultanță, pentru modernizare drumului la Bucium. Începe asfaltarea? După ce... Întâi se face o studiu de fezabilitate, după ce se bagă apa, canalul, să vedem pe PNDL sau pe ce program găsim, să băgăm și acele studii de fezabilitate. Dacă nu le avem, nu ai ce... Dar vă știu, domnul Cibar, pentru expunerea proiectului de la punctul de vedere și domnul Cibar, domnul președinte de la Bucium Finanțe. Deci, prima concluzie trebuie trasă, este a doua rectificare pe care o facem anul acesta. Vă amintiți că am trebuit la Mercutor. Și pe plus. Și, ca și ai laute, este pe plus, cu banii care i-am mai trimis și cu excedentul bugetar de la primăria locală. Repartizarea sumelor, considerăm noi cei din comisie, s-a făcut judicios, adică conform nevoilor stringente actuale. Actuale și pentru viitor. Actuale și s-a prevăzut și pentru viitor. Ne-am gândit la iarnă, dacă vă să vine zăpezuia, să avem și motorin, să avem cu cine de zăpezi. De asemenea, studiul fezabilitate care costă 100.000 lei. De asemenea, indicațiile primite cu copiii, aia, acolo nu se discută, și de asemenea salutăm inițiativa de a face reparații la podeaua de la Cămin Cultural, care s-a degradat. Nu sunt bani foarte mulți acolo, dar trebuie făcută pentru că e păcat în ceea ce cum arată cu Cămin. În rest, alte probleme, cei din Comisia de Buget Finanțe nu au ridicat. Dacă dumneavoastră considerați că ar putea fi adăugate tot din banii ăștia, că alți bani nu sunt. Deci tot în cadrul acestei alte nevoi, puteți face propunere. Oricum, avizul Comisiei pentru ceea ce a prezentat domnul primar este afirmat. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui punct. Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru, nu? Vă mulțumesc. Vreau cuvântul domnului primar pentru a ne expune proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4.
Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea notificării statului de funcție și a anigramei pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Buciumi. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat în această ședință a fost inițiat ca urmare a punerii în concordanță a situației pentru doi dintre funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate și a unei persoane contractuale care în urma examenului de promovare au obținut punctajul necesar pentru avansare. Concret, în data de 19.09.2018 s-a desfășurat examen de promovare în gradul imediat superior pe care l-au susținut doamna Brândar Maricela și doamna Tanase Renunța. Conform raportului final numărul 3.978, întocmit cu această ocazie, s-a constatat că cei doi funcționari publici au promovat în gradul profesional principal, în gradul profesional superior. Față de această situație, se impune modificarea corespunzătoare și în statul de funcție. De asemenea, în data de 24.09.2018, s-a desfășurat examenul pentru promovarea în funcția contractuală de muncitor calificat al domnului Ștefan Ion, care a fost încadrat până la această dată pe post de muncitor necalificat. La urmare a dobândirii cunoștințelor și obținerii unei calificări de nivel superior, precum și îndeplinirii condițiilor de vechime, respectiv promovarea examenului organizat în acest sens, se impune modificarea corespunzătoare în statul de funcție. Având în vedere aceste argumente, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei Mădălean Rădică. Da, membrii Comisiei au studiat materialul. Sunt de acord cu ce este prezentat și transmitem și noi felicitările atât doamnelor Mândar și Tănase, cât și domnului Ștefan Ion. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă sunt înscrie la cuvânt, e marginea acestui punct. Dacă nu, atunci să punem la vot. Cine este care da? Vă mulțumesc. Punctul numărul 5. Diverse. Diverse. Probleme. Cine dacă este, să aveți probleme, cine se înscrie la acest da, domnul profesor. Domnul Diacone. Domnilor, după cum știți, o bună parte din dumneavoastră, în satul Răstăuăț, încă la 52 de ani, a decedat, a lăsat în urmă doi copii și o nevastă. Ei loc de casă nu a avut, s-au mutat undeva la Taic, o casă care a fost făcută tot de mila satului. Dar ce vreau să spun, s-au implicat oameni cu bună credință, care sunt chiar în mijlocul nostru aici, au pus uși, au pus la făcut gard, au tras apă, curent electric, deci condiții cât de cât pentru copii sunt. Cât de cât, nu de care ar trebui. Acum vin cu următoare problemă. În atenția domnului primar și a conducerii primării, dacă există vreo potiță, copiii ăștia să fie ajutați să-ți foarte isteți, poți să facă treabă bună, dar să fie ajutați că pe parcurs să pierd, dacă nu au ceea ce le trebuie. Mama e puțin retardată, nu puțin, chiar mai mult, nu știu ce grad o fi. Bărbatul era pe patul de moarte și a fost la... Noi, domn profesor, nu știu. Noi retardat. Nu zic eu, nu, nu, asta e părerea mea. Păi dacă nu are, înseamnă că e... Domnule, zic eu. Mai frumos să vorbim. Domnul primar. Bărbatul pe patul de moarte și tu te duci cu oameni la festivalul bere, cum să... Domn profesor, ce agență de consiliu? Da. Dacă există vreo posibilitate, vreo bursă, ceva pentru copii, urmăriți și să meargă pe linia cea dreaptă. Deci cam asta am avut eu de spus. Așa, da. Profesor, dacă mai... Domnul Matei, cunosc ceea ce a spus domnul de acolo, referitor la această familie. Chiar actual am un băiat care este la lucru acolo, montăm și cu geamul, o ușă. Am fost rugat de către domnul viceprimar să particip acolo personal pentru a ajuta această familie. În rest, eu ajut cât pot, rămâne la aprecierea domnului primar pentru restul care se discute. Vă mulțumesc. Domnul Mușinu. Aici vreau să fac și o referire la ceea ce am discutat domnul consilier de acum. Referitor la cei implicați care s-au ocupat de ceea ce s-au rezolvat cât de cât pentru niște condiții aproape spre decente, că ăsta e nivelul și ăsta sunt locuința în care se afla. Deci, cei care s-au implicat, nu s-au implicat cetățeni sau oficii, strict primăria.
primăria, prin construcția gardului, care s-au manoperă făcută de personalul de la 416, așa. Deci ne-am ocupat, i-am racordat la alimentarea cu apă potabilă, furnizarea de energie electrică, datorită asta pot să fac remarca și domnului fost consilier Alexandru Robert, care nu mi-a perceput nicio contravaloare a manoperei. La insistențele noastre, al domnului primar și al meu personal, că ești un frate rudenii, deci băiatul ne-a ajutat, cu mobilier ce am avut, cu butelie, cu asta, deci primăria s-a implicat. Problema educațională. Deci, eu pot să vă spun că deci, cei 3-2 copii cu ea, deci sunt monitorizați în permanentă și aici pot să fac remarca și acțiunii doamnei secretar din, care este de față cu noi, prin inițiativa dumneiei, copiii au fost duși înaintea de începerea anului școlar cu mașina personală, duși în oraș, îmbrăcați cu uniforme, cu ținută lejerie intimă și absolut tot și cu ciroței, cu șosetuții, cu încălzați. Da, domnul profesor. Mulțumim. În afară de primărie care s-a implicat și mulțumesc fetelor din toată primăria. Eu, viceprimarul, au stat zile acolo. Bine, cu oameni, flămând, fără. Acum le-am făcut gard, am apă, l-a acordat tot. E muncă. Primăria. Spuneți-mi un om din Răcăuz care s-a implicat. N-am văzut. Să trăiți, domnul profesor. Eu am spus clar. Să trăiți, domnul profesor. Am spus colegi. Din potrivă, numai vorbe rele și cuvinte jignitoare și alte probleme acolo. Iar pentru o sumă pentru copii s-ar putea să primească o pensie după tatăl lor. Tot la fel prin implicarea domnului Pârvu, prin la... Da. Să zic că ne-am implicat. Ne-am implicat și mulțumesc cu această ocazie tuturor care s-au implicat personalului de la primărie. În rest, din Lășăuță, n-am văzut pe nimeni. Începând cu luna octombrie să beneficieze și de ajutorul social. Și o să le facem un dosar de ajutor. Deci, mulțumim cu această ocazie și doamnei Pârvu. Ina. Da, soția domnului Pârvu, colegul nostru, care a găsit o posibilitate ca acești copii să beneficieze de pensie de urmaș. Ce să vă spun, că îi mulțumim domnului Hoborici pentru tot teatrul și cercul pe care l-a făcut și poliției Buciumei îi mulțumim că ne-a ajutat să rezolvăm cazul. Da, așa, pentru că trebuie, da, între ghilimele, bineînțeles, așa. Și vreau să vă spun că acești copii, până în luna noiembrie sau decembrie, când o să le vină pensia, încă mai au nevoie. Dacă dintre dumneavoastră. Deci, nu este nevoie neapărat de o sumă de bani. Deci puteți să le faceți și un pachetier cu alimente. În afară, deci eu le în afară de mobilier. Da. Mobilier, da, un pachetier cu alimente, să știți că este foarte dificil ca să supraviețuiască. Le-am dat pat, le-am dat și până, da, biscuiți, pâine, televizor, detergent. Da, da, deci chestii de genul acesta. Ați văzut. Este în regulă. Știți ce era la Berbecu, nu? Da, domnul primar. Balauri nu erau. O săptămână o ars foc. Dacă vreți să spuneți exact cine a participat, am fost pe acolo. Cine sunt participați? Da, da. Mulțumim, secretară, dăm cuvântul domnului Tudor. Referitor la acest caz, aș vrea să avea o rugăminte la domnul primar. Să știți. Sunt foarte multe. Noi am în evidență ceea ce am făcut. Doar la nivel local să se simtă că deci primăria s-a implicat. Da, așa. Dar sigurat, am spus prin electric, apă, gard în față, uși. Sunt făcut de oameni de la... Domnul Corea era acolo cu drujbă. Sigur că n-am. Aș vrea să folosesc
autoritatea domnului primar și relația de prietenie pe care o are și să-l rog să intervină la, apropo de partea educațională, la firma de cablu, respectiv domnul Pontaș, care oricum câștigă niște bani pe teritoriul comunii noastre, ce problemă, să le bage cablul. Dar o să fie rezolvată. Dacă e rezolvată, eu mulțumesc. O să am stat pe loc până am rezolvat cu... Da, pentru că cu nere, deși... Dăm cuvântul doamnei Moldovei, da? Da, doamna este cunoscută și de noi, cei de la școală, și am hotărât cu doamna director să suplimentăm cât de cât o sumă de bani, chiar dacă va fi mică și... Dar spunem noi că va fi utilă. Pe lângă bani să fie și rechizite și la fel apelăm la mila fiecărui cadru didactic și să le ajutăm pe cât posibil. Deci situația este cunoscută. Da, înțeleg. Eu vreau să vă întreb, dacă nu mai vrea nimeni, la urmă. Deci nu vreau să fac referire la personalul de la primărie, dar să știți că nu mă pot abține. Deci noi avem un angajat extraordinar. A dat dovadă de un profesionalism cu privire la acest caz, aș spune eu, chiar și din comun. Este vorba de doamna Tudor Stella Cristina. S-a zbătut atât de mult pentru acești copii, deci cum aș fi crezut că sunt chiar ai ei. Cred că a fost cel mai grav caz pe care l-am avut în comuna Buciu. Da. Cel puțin de când sunt eu secretar. Dar de data aceasta, având în vedere, deci am spus de domnul... Vroia să ia copiii și să se ducă la orfelinat. Pe de altă parte, nu ni s-a furnizat nicio informație din care să rezulte. Nu s-a făcut stagiu militar. Dacă are o vechime în muncă acest om, deci nu trebuie să dăm dovadă de această răutate. Însă doamna a stat pe holurile centrului militar, s-a dus pe la casa de pensii, s-a interesat. Felicitări doamnei Tudor Stella Cristina. Exact. Eu vă spun pentru că chiar din tot sufletul vreau să spun lucrul acesta. Avem în primăria Buciu și oameni extraordinari. Oameni extraordinari. Majoritatea sunt. Vă mulțumesc. La dâns am vrut să fac referire pentru că prin natura funcției, da? Deci este implicată în rezolvarea unor astfel de cazuri. Dar pentru cazul acesta chiar a ieșit în evidență cu mult, mult prea mult decât ne-am fi așteptat noi. Felicitări. Domnul Matoiaș, vreau să mai... Ca o remarcă, vreau să răspund doar câteva cuvinte. Este într-adevăr problema lui doamna Cristina. Este un suflet de urm prin care totdeauna m-a rugat cu lacrimi în ochi. Cu lacrimi în ochi am răstut mereu. Ca să poți să ajut. Dar vă mai spun și o altă problemă. Rămâne problema educației la cel mai în vârstă, nu la copii, la ăștia mari. Dacă eu m-am dus și le-am montat ușa, le-am pus-o la loc, se închidea ca ceasul, domnul consilier, vă văzut. Acum o găsesc legată cu ață, de ce e legată cu ață, dau să mă duc înăuntru, ușa era lângă, băi, ce ai făcut? Nu mai pot fi. Păi să vezi, Neaflorine, că ce-am făcut, dar ce, nu mă pricep să montez broasca. Băi, de ce n-ai așteptat? Că vine să-l montez eu. Acum unul care l-am dus acolo, îi montează broasca, îl montează tot și am zis, băi, nu mai urmă, la ceea ce nu ți pricep. Deci asta am să vă spun, că se face, se ajută, dar și ei ca familie trebuie să fie implicați în gospodării. Nu se aștepte numai primăria. Nu se poate, domnul Maria, și în momentul în care trăiești o viață lângă niște părinți care nu te învață absolut nimic, te vezi pe drumuri, dat cu șutul în fund, iertați-mi expresia, dintr-o parte în alta, deci tu nu ai casă, stai cu doi copii în stradă efectiv. Mai faci cald. Da? Ce să fac, unde să-i duc? Ce să fac? Deci efectiv femeia aia, deci nu este nebună. Nimeni n-a încurajat-o, dar absolut nicio persoană nu i-a spus. Poți să crești copiii. Trebuie învățat. Poți să crești copiii. Aici este problema și o să fie învățată și lăsați-o. Trebuie mai multă înțelegere. Exact. Da, și dacă nu poți să ajuți o persoană care se află într-o situație așa ca a ei, da, nu o judeca. Măcar atât. Nu vă înțeleg, dar eu vă spun practic ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a stricat. Deci asta vă... Dacă domnul primar stă toată ziua acolo și uite, până tu ți găsești gardul stricat. Lasă! Nu, mai repară! Mai repară! Mai repară! Aveți ceva de
Să mai dăm și cineva? Cu această ocazie, ședința de astăzi, mulțumim pentru participare. Mulțumesc, domnule.